Sunt unele răni atât de adânci încât te fac să te întrebi dacă se vor închide vreodată. Răni care îți provoacă durere mare, insuportabilă. Doar cel care le-a trăit poate înțelege ceea ce spun. Și crede-mă, îmi doresc să n-ai idee despre ce vorbesc. Astăzi n-o să-ți spun multe. Puține, concrete și sper înțeles. Vreau să știi că toate rănile odată se închid. Toate rănile odată vor înceta să mai doară, într-un fel sau altul. Mai încet sau mai repede, durerea, vei vedea, se va domoli și încet, încet se va stinge. Așadar, nu desnădăjdui. Ceea ce rămâne pentru totdeauna este cicatricea, semnul. Ca să-ți amintească despre ceea ce s-a întâmplat, de ce ai pierdut, de cât te-a durut, de faptul că trebuie să fii atent. Însă durerea odată va pleca. Nu desnădăjdui. Vei vedea. Iubiți telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Glasul Bisericii la postul de televiziune Nord-Vest TV, Satu Mare. Azi îl avem ca invitat pe Părintele Daniel Gros, preot paroh al parohiei ortodoxe APA din județul Satu Mare. Un preot care a fost rânduit de Dumnezeu în această parohie spre a-i conduce cu multă abnegație, cu multă dragoste, pe credincioșii încredințați spre păstorire pe calea mântuirii. Și-au trecut peste 20 de ani de când Părintele Daniel este aici în parohie, iar rezultatele pastorației sale se pot vedea cu ochiul liber din toate punctele de vedere. Mai ales că a reușit să închege aici în APA o comunitate puternică, o comunitate care luptă atât pentru mântuire cât și pentru bunăstare. De asemenea, în inima parohiei există această biserică monumentală, o biserică unică în județul nostru, biserică de care Părintele se ocupă cu multă dăruire, atât prin sfintele slujbe pe care le săvârșește aici, împreună cu credincioșii, cât și prin lucrările de restaurare care s-au făcut și se fac la această biserică. Bine știind că nu este ușor să restaurezi o biserică sau un monument istoric. Unii constructori spun că ar prefera mai bine să construiască de la început un monument sau o biserică decât să se ocupe de restaurare. Am trecut și eu prin această aventură, între ghilimele, de aceea pot să vorbesc în cunoștință de cauză. Însă, Părinte Dumnezeu vă va ajuta și veți vedea și acest vis împlinit, așa cum vă doriți și dumneavoastră și credincioșii pe care îi iubiți atât de mult. Pentru început, Părinte, vă mulțumim că ne-ați primit în Biserica Parohiei dumneavoastră și totodată vă spunem bine ați venit și dumneavoastră în cadrul emisiunii Glasul Bisericii. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi și mulțumim pentru invitația pe care ne-ați lansat-o de a participa la emisiunea dumneavoastră. Sincer vă spun, de mult am vrut să avem o emisiune împreună și chiar vorbeam cu doamna director Daniela Bălu despre acest lucru. Și iată că sâmbătă seara am prins curaj și v-am lansat această invitație. Iar dumneavoastră, cu multă promptitudine, ați răspuns mesaj care m-a bucurat nespus. Și iată-ne aici, împreună cu dumneavoastră. Cine este Părintele Daniel Gros? Vă rugăm să vă realizați o scurtă biografie, vorbind despre dumneavoastră, despre familie, mai întâi despre studii, apoi despre carieră, despre chemarea spre preoție. Am născut în 1975 în Târgu Lăpuș, aproape de mănăstirea Rohia, cea care
ne-a umbrit pe mulți dintre teologi și preoții, atât din Marea Mureș, cât și din satul mare. Am făcut studiile, clasele primare și liceul la Târgu Lăpuș, în orașul natal, iar facultatea de teologie am absolvit-o în 1997 la Cluj-Napoca. În același an, 97, m-am căsătorit, soția mea Liliana este economistă aici în comună. Dumnezeu ne-a dăruit cu două fete, Bianca, cea mare, care este inginer la Cluj, și cea mică Daniela, care actualmente este studentă în Timișoara. Din anul 2000 sunt preot aici în comuna Apa. 97 până în 2000 am fost preot în protopopiatul Lăpuș, în parohia Copalnic Mânăștur. Și de atunci, din 2000, slujesc aici la APA și mă consider pe deplin apean. Ceea ce mă leagă de această parohie este felul de a fi a oamenilor, ceea ce îi definește pe ei ca și sădmăreni, și mai presus de toate ceea ce îi definește ca și apeni, anume bună înțelegere, conlucrarea, întrajutorarea și toate faptele care definesc cu adevărat un creștin. Cam astea sunt pe scurt, o scurtă biografie, o scurtă creonare a ceea ce sunt. Este foarte greu să vorbesc despre mine pentru că e mult mai ușor să vorbești despre alții. Da. Și vor vorbi faptele despre dumneavoastră, Părinte, că vom reveni asupra dumneavoastră discutând despre activitatea dumneavoastră în parohie și în viața de zi cu zi. Prin îngăduința lui Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu, ne apropiem, de fapt, mai avem un pas, până la marele post al Paștilor, post care ne pregătește pentru învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Ne pregătește atât trupește cât și sufletește. Și ne găsim în duminica lăsatului sec de brânză, numită în calendar a izgonirii lui Adam din Rai. Și în această zi citim la Sfânta Liturghie o pericope evanghelică foarte scurtă, dar foarte cuprinzătoare, plină de semnificații. Pentru că ea ne vorbește despre iertare, despre post, despre neagonisire sau despre comorile care se impun a fi adunate în cer, despre palatul care trebuie construit în cer. Pentru că unde va fi comoara noastră, acolo va fi și inima noastră, și invers. Această pericopă este cuprinsă în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, versetele 14 până la 21. Cu îngăduința dumneavoastră, Părinte, voi citi pericopa evanghelică, după care vă rog să o tâlcuiți, să o tălmăciți pentru telespectatorii noștri și pentru toți credincioșii care ne urmăresc, atât din țară cât și din străinătate. Zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, căci ei își întunecă fețele lor ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că își iau răsplata lor, iar tu când postești, unge-ți capul tău și fața ta o spală ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede cele ascunse îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde moliile și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură, ci vă adunați comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le strică și unde furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Vă rugăm, Părinte.
Această pericopă evanghelică minunată, așa cum a spus și Sfinția voastră, face parte din predica de pe munte a Mântuitorului. Însă pentru a înțelege mult mai bine și a ne explica pe deplin aceste cuvinte, aș dori să încep cu celelalte evanghelici, evanghelii citite de la început triodului. Cea a vameșului și a fariseului, care acea batere în piept a vameșului, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul, o vom auzi în canonul cel mare transformat în stih, miluiește-mă Dumnezeu, miluiește-mă. Apoi, cu cea a întoarcerii fiului risipitor, care duminică s-a cântat așa de frumos la utrenie, brațele părintești, sârguieștele mele, mi le deschide mie păcătosul. Sau chemarea Mântuitorului din Evanghelia de duminica trecută, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la facerea lumii. Ori iată că de data aceasta, încă o dată, Mântuitorul în această pericopă evanghelică ne arată și ne învață care este calea care duce spre mântuire. Ni se vorbește atât de frumos și dacă vom citi și versetele de dinainte, când Mântuitorul ne învață cum să ne rugăm, versete în care ne-a fost lăsată ca și moștenire rugăciunea domnească Tatăl nostru, vom înțelege cu siguranță de ce în acea rugăciune cerem și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Zice Domnul atât de frumos, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel Ceresc va ierta greșelile voastre. Cu alte cuvinte, fără de iertare, fără de a ierta celor care ne-a greșit, nu putem să pornim pe calea mântuirii. Este prima dintre învățăturile acestei pericope evanghelice. Apoi iată, cum spuneam, suntem la un pas de postul mare, un post atât de minunat și frumos. Și vis-a-vis de acest subiect, Mântuitorul ne lasă învățătura sa sfântă și zice, când postiți, voi să nu fiți triși ca fățarnicii, care își întunecă fețele lor ca să se arate oamenilor că postesc, adevărat zic vouă, și-au luat plata lor. Plata nu trebuie să o luăm niciodată de la oameni. Plata nu trebuie să o căutăm și aprecierea înaintea oamenilor, ci trebuie întotdeauna să ne sârguim a primi plată și răsplată de la Dumnezeu pentru faptele noastre cele bune. Cum zicea la un moment dat Părintele Cleopa, fapta are ca și omul trup și suflet. Trupul este felul în care facem această faptă, iar sufletul este gândul cu care o facem. Dacă am făcut fapta bună cu gândul să luăm plată de la oameni, atunci nu mai avem ce să așteptăm plată de la Dumnezeu. Și cea de-a treia învățătură, la fel de frumoasă, din pericopa evanghelică de astăzi, este aceea că unde este comoara noastră, este și inima noastră. Unde este inima noastră, este și comoara noastră, cum spunea și dumneavoastră. Cu alte cuvinte, omul care se îngrijește mereu de cele materiale, de cele lumești, poartă grijă numai de acelea și inima lui se lipește de ele. Ori cel care are comoara în ceruri, acela nu mai are nicio grijă pământească, pentru că inima lui este cu totul la Dumnezeu, la cele sfinte, la cer. Iată, pe scurt, un buchet de mărgăritare, de perle prețioase pe care pericopa evanghelică din duminica lăsatului sec de brânză ni le pune în inimă și în suflet. Într-adevăr, toate cele trei teme care alcătuiesc această pericopă evanghelică au fost
sunt și vor fi mereu actuale. Pentru că fără iertare nu ne putem numi creștini și nu putem să-L urmăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iertarea, am putea spune, că vindecă, pentru că ea aduce atât pace în sufletele noastre, cât și pace între noi și Dumnezeu și pace între noi și cei din jurul nostru. Postul, de asemenea, prin faptul că ne ajută să ducem o viață echilibrată, ne învață că și sufletul are foamea lui și are setea lui. Iar sufletul mereu trebuie să înseteze și să fie înfometat după Dumnezeu. De aceea am putea numi și postul ca fiind foamea de Dumnezeu sau setea de Dumnezeu. Și aduce într-adevăr acest post echilibru între suflet și trup și ne ajută să ducem o viață cumpătată, echilibrată, viață care de asemenea ne ține pe urmele Domnului Iisus Hristos. Iar apoi, în privința comorilor adunate în cer, ne dăm seama că Dumnezeu poate fi cunoscut cel mai bine cu inima. Nu pentru că doar Pascal zicea acest lucru, ci pentru că noi simțim cu toții acest lucru. Pentru că și atunci când ne rugăm, întreaga noastră ființă se pune în dialog cu Dumnezeu, Dumnezeu pătrunde în inima noastră, dar în inimă pătrunde și mintea noastră. Și se realizează acel dialog intim, direct și personal cu Dumnezeu. Și, de fapt, inima, comoara, sunt cele care ne ajută să ne îmbogățim în Dumnezeu. Ne ajută să fim dornici de a săvârși mereu binele, faptele cele bune, și inima, care este un receptacul al iubirii, ne arată că toate faptele bune trebuie să pornească din inimă. De fapt, toate faptele bune sunt expresia iubirii. Trăirea creștinească autentică este trăirea lui Hristos, spunea Părintele Rafael Noica, pentru că toate pleacă de la iubire și se întorc la iubire. În afară de iubire nu este nimic altceva, pentru că Dumnezeu însuși este iubire. Iată ce importanță are inima. De aceea, dacă inima noastră este în Dumnezeu, comoara cea mai de preț pentru noi este Dumnezeu. Părinte, aminteați de începutul postului mare. De ce este atât de important postul mare? Ce rânduieli specifice cuprinde acesta? Ați amintit înainte puțin despre canonul Sfântului Andrei Criteanul. Postul mare este o perioadă binecuvântată, o perioadă de urcuș duhovnicesc, o perioadă de exercițiu spiritual, o perioadă în care omul are puterea, are putința să se apropie mai mult de Dumnezeu. Ori iată că, pentru acest lucru, postul mare sau postul Paștilor este rânduit de biserică cu alese slujbe și podoabe duhovnicești. Canonul cel mare, care, iată, încă din prima săptămână de luni și până joi se va săvârși după o rânduială cu totul și cu totul aparte. Apoi, mai târziu, în joia din săptămâna 5-a, așa, iar cu totul și cu totul aparte în această perioadă a postului mare este liturgia darului. Liturgia darurilor, care are o istorie cu totul și cu totul aparte, pentru că liturgia în general este un moment de bucurie, de exaltare duhovnicească. Sfinții Părinți au rânduit ca numai sâmbăta și duminica să facă liturgia. Ori pentru că creștinii doreau să se împărtășească și în celelalte zile ale săptămânii, s-a hotărât ca să fie săvârșită liturgia darurilor mai înainte sfințite. Daruri care, așa cum bine știm, sunt sfințite la liturgia de duminică. În primele 5 duminici, liturgia Sfântului Vasile, iar sâmbăta, liturgia Sfântului Ioan,
îndătinat în poporul nostru cu pomenirea morților. Apoi, cu totul și cu totul aparte, în această perioadă a postului mare, sunt denile, nădăjduim să le ajungem cu pace, să ne bucurăm, slujbe cu totul și cu totul aparte, de priveghere, am putea spune, însă o priveghere cu totul și cu totul deosebită față de celelalte privegheri. Ori sunt numai câteva exemple a slujbelor deosebite care se vor ține în această perioadă a postului mare. Ce frumoasă împinare se produce în postul mare, când cele trei liturghii se unesc, bineînțeles, în zile diferite. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare, cu liturghia darurilor mai înainte sfințite sau a Sfântului Grigorie, dialogul, iar credincioșii au bucuria de a participa la aceste sfinte slujbe, au și bucuria, dar au și prilejul de a participa reflectând la starea în care se găsesc. Pentru că toată perioada Postului Mare este o perioadă de reflecție la starea în care ne găsim, oare suntem noi pregătiți pentru a-L întâmpina pe Hristos cel Înviat? Oare Hristos cel Înviat va găsi loc în sufletele noastre, în ființele noastre? Și avem noi oare conștiința liniștită, conștiința împăcată, că am făcut ceea ce puteam face? Nu ne reproșăm nimic? Trăim oare în pace cu toată lumea, cu noi înșine, cu Dumnezeu? Sunt întrebări asupra cărora reflectăm și prin darul lui Dumnezeu primim și răspuns. Este o perioadă totodată în care ne gândim la cei adormiți, la cei plecați pe calea veșniciei. Ați spus mai înainte despre sâmbetele morților. Ce zile încărcate de emoție! După ce participăm la Sfânta Liturghie, rămânem în biserică rugându-ne pentru cei adormiți. Lumânările ard. Fiecare aduce o ofrandă, un parastas, un colac, o pâine, o sticlă de vin. Se fac milostenii pentru cei adormiți, pentru iertarea păcatelor lor și odihna sufletelor lor. Și atunci, în acele momente, fiecare comunitate simte că este o familie, când cei vii se unesc cu cei adormiți. Pentru că toți facem parte din familia lui Dumnezeu, din biserica lui Dumnezeu. Și privind lumânările care ard, ne gândim la lumina lui Hristos, știind că Hristos este lumina lumii, Cel care ne călăuzește în această viață până dincolo în veșnicie. Și așa, treptat, treptat, urcăm spre înviere, culminând cu săptămâna pătimirilor, cu săptămâna mare și apoi bucurându-ne pe deplin de învierea Domnului. Să dea Dumnezeu să putem urca din treaptă în treaptă până la învierea Domnului. Că avem un drum sinuos, un drum lung, nu un drum ușor, dar cu încredere în Dumnezeu, dând voință și credință, vom reuși să-L parcurgem așa cum se cuvine, fiecare după sa putere. Tot în postul mare ne gândim mai mult și la taina spovedaniei și la taina Sfintei Împărtășani. Cum aveți programul spovedaniei în biserica dumneavoastră, Părinte? Programul de spovedanie aici la APA este zilnic. De fapt, eu așa am moștenit rânduiala, noi intrăm zilnic aici la biserică. Perfect. Și săvârșim acatist, un paraclis, dar suntem zilnic aici pentru cei care au nevoie de noi. Și apenii se simt liniștiți și împăcați atunci când au dimineața clopotele bisericii și știu că preotul este la datorie rugându-se împreună cu ei sau pentru ei dacă ei nu pot să participe. Așadar și în postul mare programul de spovedanie este zilnic dimineața de la 8 aici în biserica noastră parohială. Vreau să mai spun un lucru, Duminica Lăsatului Sec de Brânză este numită adeseori și Duminica Iertării. Ori
Creștinii noștri din vechime pe aceste locuri aveau obiceiul să-și ceară iertare, finii să meargă la naș, la rudenii să-și ceară iertare și să înceapă cu binecuvântare postul mare, ca apoi să vină aici la spovedanie și să-și mărturisească păcatele, să ceară iertare de la, și de la Dumnezeu. Ori, așa cum bine știm, prima întrebare la spovedanie este dacă ești în vrăjmășie sau ai supărare cu cineva. Ori, venind în păcați unii cu alții, își deschid inima către Dumnezeu ca să-și mărturisească păcatele și să ia deslegare pentru Sfânta Împărtășanie. Ce obicei frumos! Așa ar trebui să fie peste tot, pentru că nu te poți apropia de altar, de scaunul spovedaniei, dacă știi că ești în dușmănie cu cineva. Te împaci cu cel cu care ești supărat și apoi vii aducând darul tău la altar sau rugăciunea ta sau mărturisindu-ți păcatele. De fapt, nici nu ai putea să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, știind că ai vrășmășie împotriva cuiva sau că ești în dușmănie cu cineva. Hristos este împăratul păcii, cum să pătrundă într-o ființă dominată de ură, de răutate, de vrășmășie? Bine că ați punctat acest lucru, Părinte. Aș vrea să ne vorbiți puțin, în cele ce urmează, despre activitatea dumneavoastră, administrativă, gospodăriască, socială, filantropică, culturală, catehetică, educațională, cum vreți să spuneți. Biserica și la APA, ca și pretutindenea, este și trebuie să fie centrul comunității, inima care bate în mijlocul satului. Noi suntem la câmpie aici, dar știți prea bine, zonele de deal sau de munte, biserica este așezată pe o colină, pe un loc mai înalt, de unde se poate să o vadă toată lumea. Ori, biserica nu este numai piatră și cărămidă, nu este numai zid, și biserica este și sufletul omenesc a tuturor celor păstoriți. Și de aceea am încercat și încercăm, pe cât ne este cu putință, să răspundem nevoilor tuturor, atât de ordin duhovnicesc, așa cum este firesc, cât și atunci când se ridică probleme de ordin material. Așadar, pe lângă programele sociale pe care le avem în desfășurare și cu îndrumare de la Sfânta Episcopie, pastorația ridică adeseori și probleme punctuale pe care încercăm să le rezolvăm cum ne este la îndemână, cum ne stă cu putință. Nu mai departe de luna trecută, am avut aici în parohie un caz a unei familii tinere cărora le-a ars casa. Biserica noastră a răspuns prompt, atât noi aici la APA, cât și alte parohii din protopopiatul Satu Mare. Am contribuit și am ajutat acea familie tânără să nu rămână în stradă în miez de iarnă, să-și reconstruiască căsuța lor. Din punct de vedere social, iată că reușim, în limita posibilităților, să ajutăm. Apoi, din punct de vedere administrativ, dacă tot m-ați întrebat, încercăm să rezolvăm toate problemele care le ridică o gospodărie așa de mare, cum este parohia APA. Suntem în curs de reînnoire a bisericii parohiale de aici, această catedrală de sat, așa place mie să spun, și nădăjdim că Bunul Dumnezeu ne va ajuta pe mai departe să ducem la bun sfârșit. Noi estimăm undeva în 2-3 ani, dacă Dumnezeu ne ajută, să reușim să reînnoim și interiorul și exteriorul bisericii noastre. Apoi, din punct de vedere catehetic, totdeauna biserica noastră, parohia noastră, a răspuns prezent și la aceste activități. Avem un grup de cateheză care este deja la a doua generație. Cei care au plecat la liceu au devenit voluntari
și ne ajută în activitățile noastre, în tabere, în școlile de vară, în tot ceea ce noi organizăm aici în parohie, excursii și așa mai departe. Așadar, lucrăm cât se poate pe toate planurile, să zidim și biserica de zid, dar și biserica din sufletul oamenii. Aveți o colaborare bună și cu școala. Da, colaborăm nu de azi de ieri, de ani de zile. Noi am și dezvoltat la un moment dat un parteneriat pe care îl avem cu școala gimnazială Vasile Lucaciu de aici din comună. Parteneriatul numit Școala din Pridvorul Bisericii, pentru că între biserică și școală trebuie să fie o strânsă legătură ca să formăm un bun creștin, așa cum se cuvine, un om pentru Hristos și pentru Dumnezeu. Adevărul este că nu putem forma generația tânără fără să concurăm cu toții, fără să participe în special trei factori extrem de importanți: familia, biserica și școală. Când cei trei factori se îmbină, se întrunesc și trag la același juc, atunci educația copilului este pe măsură. Și se bucură și Dumnezeu, se bucură și societatea, se bucură și familia, și copilul devenit adult își dă seama că a beneficiat de o educație autentică, veritabilă, având modele. Pentru că eu așa zic că și copiii și tinerii în ziua de astăzi caută modele. Și în societatea actuală numai exemplul personal mai poate să construiască și mai poate să facă ceva. De aceea, dacă acești tineri găsesc un model în părinți, în preot sau în preoți, în dascăl, atunci ei cu siguranță că se vor așeza pe un drum ascendent în viață. Sunteți și tată, părinte. Cum ați reușit să vă educați fetele până când au ajuns la acest nivel? Câtă libertate ne-ați acordat? Că tot vorbim de libertate în zilele noastre. Ei, problema este foarte delicată. Libertatea în educație, părerea mea, este că trebuie acordată cu măsură și înțelegere. Și trebuie să recunosc că de educația fetelor s-a ocupat soția mea, doamna preoteasă. Pentru că eu nu pot să fiu sever cu fetele mele, așa, dar ea poate, că e mamă și mama înțelege mai bine. Și pe o iartă mai ușor. Mai ușor, așa. Dar, slavă Domnului, socotesc că nu am dat greș prin abordarea acestei metode și mulțumim lui Dumnezeu că... Sincer, la fel procedez și eu. Am lăsat-o pe soția să se ocupe și știe cum să o facă și am văzut că această metodă dă roade. Eu sunt acolo în spate, în umbră, intervin când trebuie, dar în special am lăsat-o pe ea pentru că am văzut că și copiii o respectă în mod deosebit, fiind și cadru didactic, știe cum să pună problemă. De ședințele de la școală eu nu prea știu pentru că n-am acces la ele, dar nici nu mă supăr, pentru că ea ține locul și pentru mine acolo la școală. Eu fac ceea ce pot, eu mă rog pentru copii, pentru ea, să aibă cu toții sănătate și înțelepciune și dacă este armonie și sănătate, mergem înainte cu ajutorul lui Dumnezeu. Venind cu domnul Lori spre apa, am văzut un indicator care arată spre mănăstire. Spre mănăstirea de la Lunca Apei. Lunca Apei. Ce ne puteți spune despre această mănăstire? Mănăstirea de la Lunca Apei este un loc binecuvântat de Dumnezeu. Un loc în care credincioșii noștri participă cu drag la Sfintele Slujbe, la hram, la sfințire. Acoperământul Maicii Domnului este hramul mănăstirii de la Lunca Apei. Subliniem Lunca Apei pentru că înainte se spunea că e Lunca Potăului. Da, așa și a rămas în așa, multe conștiințe. Dar administrativ Potăului. Este Lunca Apei. Da.
Și înseamnă că aveți o colaborare frumoasă și cu viețuitoarele de la mănăstire și credincioși și merg și acolo la biserică, vin și aici, putând fi pace. De asemenea, aveți un obiectiv foarte important în parohia dumneavoastră, Casa Memorială Dr. Vasile Lucaciu. Sunt pelerini, vin vizitatori. Vin adeseori grupuri întregi, autocare, vin. Se interesează, în special tinerii, se interesează de istoria. Și mai ales că a fost și numit erou național Părintele Vasile Lucaciu, se și cuvenea să se facă acest lucru. Și iată cum în aceeași localitate, în aceeași comunitate, poate și trebuie să fie înțelegere între Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică, dar și între cele două biserici, alte culte sau alte confesiuni. Pentru că lui Dumnezeu îi place iertarea, pe cum am văzut și în pericopa evanghelică de astăzi, și îi place să fie pace între noi. Pentru că doar fiind făcători de pace, fiind militanți pentru pace, ne putem numi și fii ai lui Dumnezeu și putem aspira să accedem în intimitatea lui Dumnezeu. Părinte drag, ce planuri de viitor aveți? Omul propune, Dumnezeu dispune, așa spune o vorbă. Dorim să continuăm lucrările de renoire a bisericii, cum am precizat și anterior. De asemenea, dorim să modernizăm unele clădiri parohiale, iar ca un vis mai vechi al meu este construcția unui muzeu a bisericii parohiale de la Apa, biserică care are o istorie de 160 de ani. Așa, și care de-a lungul vremii a adunat foarte multe obiecte de cult, foarte multe obiecte liturgice, care ar trebui expuse într-un mod propriu lor, ca lumea să poată să le vadă, să le aprecieze. Este istoria comunității, a bisericii până la urmă și ar merita și acest lucru. Dar este ceva cu bătaie lungă, dorim să facem lucrurile așa cum se cuvin. Ar fi minunat. Și eu am avut această dorință și nu m-am lăsat până când am dus-o la îndeplinire. Și eu, de când am venit la biserică, la catedrală, la adormirea Maicii Domnului, tot am fost așa într-o căutare asiduă de obiecte vechi și cărți și obiecte de cult și vase liturgice. Am scormonit toată biserica de sus până jos, până când am găsit ceea ce îmi doream. Găsindu-le, le-am pus pe toate la loc sigur și când am restaurat biserica, mi-am dorit foarte mult ca într-o aripă a bisericii să fie un muzeu pe care l-am intitulat Justinian Arhiepiscopul. Și acolo am adunat toate obiectele vechi ale bisericii, pe care le-am recuperat și din biserică, repet, dar și din afara bisericii, mergând pe firul istoriei. În diferite localități am recuperat și iconostasul vechi, și icoane, și potire, și candele, și pe toate le-am așezat spre bucuria credincioșilor. Și împreună cu Muzeul Județean, împreună cu doamna director Daniela Bălu, am creat un muzeu organizat după toate normele muzeale, având chiar și o doamnă ca supraveghetor muzeu, și cei care doresc să vină în biserică pot vizita acest muzeu, având și ghid care să explice ceea ce este acolo. De aceea vă încurajez cu toată fermitatea. Mie îmi place tare mult, bine, și partea istorică, dar și faptul că am reușit să nu lăsăm pradă uitării toate acele lucruri frumoase, valoroase, mai ales icoanele. Avem icoane vechi, chiar avem o icoană a hramului bisericii din 1780. Deci este ceva minunat să le vezi pe toate adunate la un loc și să-ți bucuri și privirea, și sufletul, și mintea, pentru că vezi că poporul român, de-a lungul timpului, a creat atâtea opere frumoase de artă, care se îmbină cu cele noi, de bună seamă. O altă inițiativă lăudabilă
a dumneavoastră este un simpozion pe care l-ați organizat anul trecut aici la dumneavoastră în comunitate. Un simpozion unic, un simpozion care s-a bucurat de o mare apreciere și bine ar fi să fie inclus și el în planurile de viitor, făcând și a doua ediție. Ce ne puteți spune despre această inițiativă unică în zona noastră? Vă spuneam că biserica este implicată în ceea ce privește toate aspectele vieții comunității noastre. Ori adeseori omul se confruntă și cu perioade nefericite, de boală, de suferință și caută alinare, în primul rând, la Dumnezeu. Omul când este bolnav vine prima dată la biserică și începe să se roage, începe să ne solicite ajutor duhovnicesc. Ori noi cu acel simpozion, cu acea conferință intitulată Prevenirea bolilor oncologice, am vrut să ajutăm comunitatea și oamenii care sunt în situație de a fi bolnavi, astfel de boli, să găsească îndrumare, să găsească sprijin, să găsească alinare din partea noastră, sprijin și îndreptare către cadrele medicale care se ocupă de astfel de cazuri. Eu v-am smuls atunci și dumneavoastră și celorlalți invitați promisiunea de a continua acest lucru. Mai ales că, așa cum spuneați, a fost o abordare unică din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere psihologic și din punct de vedere medical. Ori, dacă mi-ați făgăduit, cu siguranță vom continua mai departe această colaborare și va fi și o ediție următoare, speră. Să dea bunul Dumnezeu, pentru că am văzut interesul. Sala în care s-a ținut simpozionul a fost plină. Fiecare loc a fost ocupat, ceea ce denotă reușita evenimentului dumneavoastră, pentru că este mult mai bine să previi decât să ajungi să te confrunți cu problema respectivă. Și așa sunt multe boli care apar fără să dea semne. Dar cu atât mai mult dacă ducem o viață echilibrată, dacă și cunoaștem cum să ducem o viață echilibrată, putem evita foarte multe boli sau chiar să le descoperim într-o fază incipientă, tratându-le mult mai ușor. De aceea am insistat să vorbim și despre acest simpozion, pentru că el trebuie să continue. Părinte drag, în privința autorităților locale, aveți o colaborare bună, fructuoasă? Avem, sprijinit? Avem și ne sprijină și ne susțin și le suntem recunoscători. Am spus-o întotdeauna și o repet, apenii sunt oameni comiți, apenii sunt oameni înțelepți și de aceea întotdeauna biserica și autoritățile locale au colaborat și au fost în bună înțelegere. Poate că se întâmplă și în alte părți acest lucru, dar este un lucru cu care noi ne mândrim și pentru care dăm slavă lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Pentru că acolo unde este înțelegere în ogorul Domnului, se pot face foarte multe lucruri frumoase. Și mai ales că acum vedeți că există finanțări, există bani care pot fi atrași spre diferite acțiuni, însă e nevoie de proiecte care trebuie făcute cu verticalitate și cu multă pricepere. Și atunci, dacă există această înțelegere între parohie și primărie, de exemplu, automat altfel pot fi puse problemele și altfel poți derula orice activitate, chiar și un simpozion, de exemplu. Nu mai vorbesc de alte lucrări de mare anvergură. Bineînțeles că la lucrările bisericii contribuie credincioșii în mare parte, fiecare dorind să-și aducă obolul la biserică. Și chiar am observat că și la biserica noastră, dacă facem unele lucrări fără să cerem sprijinul financiar al credincioșilor, parcă se supără. Că și eu am încercat de-a lungul timpului să nu fac prea mare apel la credincioși, știind că au diferite probleme și cheltuieli, făcând fel și fel de proiecte. Și am reușit, slavă Domnului, să facem mai multe proiecte, să obținem finanțări. Însă am preferat să facem și unele lucrări fără finanțări de la diferite instituții,
pentru că am văzut dorința credincioșilor de a contribui. Și s-a văzut acest lucru când am restaurat și iconostasul, când l-am refăcut, când l-am înnoit. Cum am anunțat că vom face iconostasul, cum am văzut o dorință teribilă de a contribui fiecare cu o icoană, cu, eu știu, cu partea lemnoasă. Și uite că Dumnezeu ne-a ajutat și am făcut și acea lucrare. De aceea, împreună cu credincioșii, cu diferite instituții, cu sponsori, cu autoritățile, se pot face foarte multe lucruri, repet, dacă există înțelegere și dacă înțelegem obiectivele mărețe pe care trebuie și le putem realiza împreună. Părinte drag, domnul Lori din regie ne face semn că ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Sunt cu adevărat bucuros că am poposit aici, în această biserică deosebită, fiind în compania dumneavoastră și avându-L pe Dumnezeu care ne-a insuflat pe parcursul acestei emisiuni. Pentru că am parcurs multe subiecte împreună, care să dea Dumnezeu să fie spre folosul credincioșilor, spre mântuirea tuturor. Părinte drag, îl rog pe Dumnezeu ca în continuare să vă dăruiască multă sănătate și putere de muncă, să vă bucurați de parohie, de familia mare a parohiei, de familia dumneavoastră, de viață, de roadele muncii dumneavoastră, fiind aceeași persoană echilibrată, aceeași persoană harnică, același om care a sărit întotdeauna în sprijinul tuturor. Și iată că și apenii, cum îi numiți dumneavoastră, sunt și ei după chipul și asemănarea dumneavoastră și împreună sunteți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi vă asigurăm de prețuirea noastră, de dragostea noastră, de prietenia noastră, mulțumindu-vă încă o dată pentru că ați acceptat această invitație. Și noi vă mulțumim și vă dorim un post binecuvântat și să dea bunul Dumnezeu să ajungem Sfintele Sărbători cu pace și bucurie și lumină în suflet. Să dea bunul Dumnezeu! Iubiți telespectatori, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ediție frumoasă a emisiunii Glas în Bisericii de la postul de televiziune Nord-Vest TV Satu Mare. Și îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască tuturor, cum zicea și Părintele Daniel, un post binecuvântat. Și să rânduiască Dumnezeu să ne revedem sănătoși la următoarea ediție a emisiunii noastre. Până atunci, dar și de atunci încolo, rămâneți lumină în lume prin gânduri, cuvinte și fapte bune, mulțumindu-vă pentru atenție. Mai întâi, trebuie să te întrebi dacă vrei. Nu există nu știu, nu există nu sunt sigur, da sau nu. Acestea sunt singurele tale opțiuni, da sau nu. Vreau, vreau să lupt, vreau să mă străduiesc, vreau să continui, vreau. Dacă răspunsul este nu, lucrurile sunt clare, se va termina acolo. Însă dacă răspunsul este da, atunci trebuie să-ți pui și a doua întrebare. Pot? Aceasta este a doua întrebare. Pot? Rezist? Am putere? Și iarăși, aici nu există nu știu. Da sau nu? Reziști? Pot să te străduiești? Pot să continui? Și pot să vrei, dar să nu reziști. Și astfel să răspunzi nu. Atunci oprește-te. Odihnește-te. Nu te necăji, nimeni nu te va judeca pentru asta. Dar dacă și vrei și poți, atunci continuă. Îndrăznește, luptă și cât o merge. Și ai mintea la ziua de astăzi. Să nu te intereseze ziua de mâine. Dumnezeu se va îngriji. Mâine începe o nouă zi. Doamne ajută!
Dumnezeu.